UPL vă recomandă Argos, inhibitor de încolțire a cartofilor pe durata depozitării. Am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport, împreună cu domnii Gabriel Achim, inginer, pepinierele Fundulea, și domnii Iano Secheli și Adrian Florea, de asemenea pepinieriști, reprezentanții ai pepinierilor de la Aiud, o zonă extrem de cunoscută a României pentru acest domeniu de activitate. Bun, sunt la telefon cu noi cei doi domni, îi auzim, îi avem? Da, vă da? Auzim. Bun, perfect, am vrut să mă asigur că e semnalul audio în regulă până acolo în Polonia, la Varșovia. Haideți să discutăm un pic, să-i lăsăm pe polonezi, pentru că ei știu bine ce au de făcut și se pare că au și rezultate, nu numai că se mulțumesc să declare teoretic. Vorbim și despre tratamentele astea preventive pentru perioada asta rece a anului. Și o să încep cu dumneavoastră, domnule Secheli, după aia ne vorbește și domnul Florea și ajungem și la domnul Achim aici în studio. O luăm dinspre Varșovia spre București. Da, deci ne-ați întrebat de tratamente care se fac acum în perioada tratamente aceasta, preventive, da, în perioada asta rece a anului, până încep plantările efectiv. Da, deci se pot efectua numai chiar în perioada asta, probabil nu, pentru că din ce se poate observa, cred că în toată țara sunt temperaturi negative și ziua și noaptea. Deci în momentul în care timpul va permite, cei care n-au efectuat tratamentul cu cupru o pot face și un ulei horticol sau un insecticid pe bază de ulei, ce se folosesc de obicei în această perioadă de repaus vegetativ. Da, v-am întrebat pentru că sunt multe lucruri care vin din partea telespectatorilor și vor să le afle de la dumneavoastră ca și specialiști. Știu că astă toamnă am participat la un eveniment pe care îl organizați acolo la Aiud, Ziua Porților Deschise, un eveniment reușit cu mulți participanți, au fost și reprezentanții ai Ministerului și ai celor de la stațiunile de cercetare. Ce ați reușit așa să începeți să faceți în urma acestui eveniment la cea de-a doua ediție, dacă nu greșesc eu, a fost în 2021, nu? Da, așa este. Am să fac o mică completare, că spuneați de telespectator că este o foarte mare agitație, mai ales pe internet, legat de tratamentele respective. Da. Noi recomandăm, mă rog, pe baza altor recomandări și pe baza altor teste și așa mai departe, ca tratamentele cuprice să se facă fie unul la sfârșit de sezon, toamna, după ce au căzut frunzele, și unul la intrare în sezon. Aici discutăm, e mult de discutat de tipul de formulare chimică a cuprului, dacă discutăm de produsele cuprice, fie că este hidroxid sau dioxid, dar în mare parte hidroxidul de cupru se folosește. Acum, partea cu piatra vânătă, denumirea asta populară pe care o tot folosesc majoritatea, piatra vânătă sau, mă rog, sulfatul de cupru nu mai este același sulfat de cupru care era mai demult. Și ăsta trebuie neutralizat și așa mai departe. Se poate da și în ca atare, dat cu un maxim 3%, să zicem, concentrația de 3%, dar noi recomandăm de regulă hidroxidul să fie folosit, iar la intrarea în vegetație, la stadiul de urechiuță, la dezmugurit, se poate aplica uleiul horticol. Aici nu mai are rost să le denumim, că sunt multe și fiecare poate să-și aleagă în funcție de ce găsește în zona respectivă. Să mă întorc puțin la Ziua Porților Deschise. Un rezultat bun, consider eu primul rezultat bun pe care l-am obținut, a fost faptul că în
PNRR-ul de tranziție, am reușit să obținem, mă rog, nu neapărat să obținem, nu direct, din propriul spus, s-au alocat 10% din totalul fondurilor pepinierelor. Adică undeva aproximativ 14 milioane de euro care vor fi destinați strict pepinierelor. Acum intră și partea de înființarea plantației, dar și partea de achiziție de utilaje, iar la achiziția de utilaje reprezintă doar utilajele de recoltat. Aici mai este puțin de discutat, sunt utilaje mai atipice, de nișă, mă rog, de nișa pepinierelor, și acolo probabil se mai aprofundează. Dar ce este cert e că aproximativ 7,8, nu știu, poate 8 milioane aproximativ de euro se vor aloca pepinierilor pentru înființarea câmpurilor de pepiniere, câmpul 1 în mare parte, așa cum îl denumim noi. Ceea ce este un rezultat foarte bun, având în vedere că în sesiunea trecută acest lucru nu a fost posibil și pepinierele se luptau pentru acces cu plantațiile și livetele. Acum rămâne de văzut și în ce măsură se vor absorbi și cât de bine se vor mobiliza pepinieriștii din țară să acceseze aceste fonduri. Domnul Achim. Da, cu siguranță, când îmi place să spun și cred că și dânsul mă aude, că la conducerea fiecărui, la frâiele, la conducere ar trebui să fie oameni pregătiți, pentru că pepinierele nu recoltează fruct. Deci, dacă să ajutați cu mașini de recoltare, nu știu la ce ne-ar putea ajuta, oricum foarte bun cei 10%, am aflat, știm despre el, cu siguranță vom înainta documentația necesară pentru achiziția de utilaje, dar încă o dată mă repet, pepinierele produc plante, nu recoltează fructe. Pepiniera e pepiniera, cultura e cultură. Vă rog. Treaba cu utilajele de recoltare este cumva condiționată de directivele Uniunii. Deci, practic, în acest program de tranziție, anul acesta și anul următor, dacă nu mă înșel, până la următorul PNRR, se pune accent doar pe partea de utilaje agricole de recoltare. Evident că nici nouă nu ne convine acest lucru, fiindcă majoritatea utilajelor pe care le folosim în pepinieră, ca și dumneavoastră... Dumneavoastră nu recoltați măr, dumneavoastră produceți pomi. Deci nu vă ajută. Da, dar avem, am să vă dau un exemplu, ne folosim utilaje de recoltat materialul seditor sau de dislocat, sau mă rog. De dislocat, da. Doar așa îl putem integra. Nu e ceva ce ne-am dorit noi în mod special, dar cam astea au fost directivele și astea s-au urmat. Sigur că noi am vrea și alte utilaje pentru întreținere, pentru tratamente și așa mai departe, dar deocamdată în acest program nu este posibil. De asta cumva s-a făcut o paralelă între utilaje de recoltat din diverse și cele din pepinier. Da, cu siguranță. Noi, atât noi, la Fundulea, cât și dumneavoastră, cred că știm foarte bine ce avem nevoie. Avem nevoie de atomizoare, avem nevoie de palpatoare care atâta timp toaletează fie pomii, nu știu la dumneavoastră, dar la noi la arbuși trebuie puieții toaletați. Adică îi nevoie, dar să sperăm că e un start bun, un început, vor înțelege ce e nevoie, se vor documenta mai mult cei de la conducere, că e normal să nu știe chiar fiecare în cultură în parte cu ce se mănâncă. Să sperăm că e un start bun și încet, încet ne vom alinia atât culturile cât și pepinierele să fim subvenționați sau ajutați în egală măsură, da? Atât, indiferent de cultură, să fim ajutați în egală măsură. Să nu existe acea discriminare. Bun, haideți să mă spuneți și dumneavoastră câteva lucruri legate de tratamentele astea preventive la arbuștii fructiferi, pentru că, având zone diferite, dumnealor sunt pe partea de măr și nu numai dumneavoastră, pe mur, zmeuri și așa mai departe, cred că e o paletă bogată unde putem să discutăm și cei de acasă care sunt pepinieriști sau vor să înființeze, cu siguranță că
sunt și interesați să vadă puncte de vedere, nu neapărat diferite, dar din zone diferite. Da, cu siguranță. Noi chiar la Fundule am făcut publică o schemă de tratamente, pentru că materialul săditor produs la Fundule a ajuns la foarte mulți clienți și e normal să ne simțim datori față de ei, să le împărtășim din experiența noastră și să-i ajutăm pe parcurs. Că și aici când mă refer la tratamente și aș vrea să fac o obiecțiune foarte clară. Mulți dintre cultivatori fac o mare greșeală între cultura ecologică și convențională. Și aici vreau să se înțeleagă foarte bine, domnul Ovidiu, ecologic nu înseamnă lăsat de izbeliște, netratat cu nimic. Deci mulți fac greșeala și zic, domnule, eu produc ecologic, adică netratat cu nimic. Acești hibrizi nu mai rezistă netratați cu nimic. Dacă ecologic, se tratează cu substanțe ecologice. Dacă e convențional, cu substanțe convenționale. Da? Fungicide, insecticide. Bun. Referitor la tratamente, colegii noștri de la IOD aveau perfectă dreptate. Când nu avem temperaturi peste 5 grade, nu administrăm tratamente preventive. Da? Dacă avem 3-4 grade, nu. Când e peste 5 grade, da. De reținut faptul că aceste cuprice, fie că-i zmeuri, fie că-i mur, fie că-i coacăți, fie că-s pomi fructiferi, nu se amestecă cu alte soluții. Fie că vorbim de insecticide, fie că vorbim de fungicide, ci se dă separat. Unul la mână. Doi la mână. V-aș ruga, pe mulți dintre dumneavoastră știu foarte bine că mă sunați și îmi spuneți, domnul Achim, am sărit un tratament, am omis să-l fac, dar știți ce, îl fac pe ăsta mai tare, îl fac pe acesta mai tare, mai concentrat. Nu faceți chestia asta, planta suferă, planta e stresată dacă măriți doza, plus că nu acoperiți acel ciclu. Fiecare fungicid, insecticid, fiecare substanță are o perioadă de acoperire, de prevenție, de protejare al plantei, fie că vorbim de boală, fie că vorbim de dăunători. Dacă dumneavoastră faceți din 3 în 3 luni și măriți doza, ea tot 20-21, între 3 și 4 săptămâni, are perioada de prevenție, pentru a preveni să nu apară dăunătorul sau boală. Deci faceți tratamentele când sunt recomandate, faceți-le cu produse recomandate sau cu produse cu care ați mai lucrat și sunteți mulțumiți. Multe din produse, noi schimbăm schemele an de an, pentru că știm foarte bine, cred că și dumneavoastră și colegii noștri din telefon, multe din produse sunt retrase de pe piață și se înlocuiesc cu alte produse. Noi la Fundulea, chiar dacă din 2007 lucrăm cu tratamente, nu pot recomanda unui om un insecticid atâta timp cât din piață s-au retras insecticidele cu care lucram și în anul 2021 au fost introduse alte insecticide. Nu pot da cu părere asupra unui insecticid care nu am avut nici măcar un sezon de la cap la coadă, un an de vegetație, pentru a vedea rezultatele lui, să-l pot recomanda mai departe altcuiva. Da? Deci tratamentele sunt scheme de tratamente, nu numai la noi la Fundule. Majoritatea pepinierilor au schemele lor de tratamente. Și v-aș ruga, dacă ați cumpărat material săditor de la Fundule și ați avut încredere sau de unde ați cumpărat dumneavoastră, să mergeți pe schema lor. Pentru că dacă ei recomandă o schemă, înseamnă că au avut un răspuns favorabil și au fost foarte mulțumiți de acele produse și vi le recomandă și dumneavoastră în funcție de soiurile achiziționate din pepiniera de unde le-ați achiziționat. În regulă, 10 secunde de publicitate și apoi o să revenim la discuția noastră. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Am revenit în direct. Domnul Secheli, spuneți-mi dacă perioada următoare e o perioadă propice pentru cei care vor să înceapă pregătirile pentru a cultiva. Asta, întrebarea mea, vine în strânsă legătură, concordanță cu starea vremii. Spuneați că tratamentele nu trebuie date dacă afară nu sunt peste 5 grade. Sunt mulți care vor să înființeze. Spunea și domnul Achim că deja l-au căutat, l-au contactat. Când ar trebui să se gândească serios și nu numai să țină cont de aspectul ăsta al vremii, dar și de context, pentru că probabil trebuie pregătit terenul, trebuie să făcute niște lucrări, sunt mai mulți pași, nu e totul să achiziționezi și a doua zi te duci în câmp și ai plantat. Da, aveți dreptate. Deci nu se
poate planta așa de pe o zi pe alta, cel puțin în perioada aceasta de ianuarie, poate chiar și februarie. Deocamdată nu recomandăm plantarea pomilor fructiferi în această perioadă, în temperaturi negative. Pot începe pregătirea terenului în momentul în care nu va mai fi îngheț la sol, să poată ara cine nu a făcut, să poată săpa gropi, să poată planta. Deci va trebui să fie temperaturi pozitive atât noaptea cât și ziua, pentru că acei pomi trebuie scoși dintr-o stratificare, care lucru pe care nu-l putem face doar în momentul în care solul nu va mai fi îngheț la sol. După aceea trebuie transportat, trebuie depozitat 2-3 zile până se plantează. Deci în niciun caz nu recomandăm până nu vor fi temperaturi pozitive plantarea pomilor. Cred că în primul rând, dacă m-ați auzit, cred că în primul rând ar trebui să avem acces în câmp, să putem să le furnizăm materialul săditor. Iar cu această vreme, nu știu cine intră în pepiniere. Asta am și spus, că nu putem scoate din stratificări până când e îngheț la sol. Lumea e nerăbdătoare, dar cei care nu au reușit să planteze toamna, asta e, vor planta în momentul când se va putea planta. Dar noi totdeauna am recomandat plantarea de toamnă pentru toată lumea, pentru că au un avantaj foarte mare. Domnul Florea, mă întorc un pic la evenimentul la care am fost și noi martorii, cei de la Agro TV, la Ziua Porților Deschise, acolo la Aiud, și știu că printre invitații era și domnul director Coman de la Mărăcineni. Ați legat ceva? Ați reușit să aveți o colaborare? Da, noi am mai avut discuții anterioare cu domnul director. Cei drept că istoricul colaborării este unul recent și deocamdată considerăm că pe viitor va fi și fructuos. Am reușit să contractăm o parte de puieți portaltoi pe care dinși îi produc in vitro și o parte mulțiți prin butășire, pe care noi, dacă nu mă înșel, am contractat cam în mare parte cam tot ce aveau disponibil pentru aceste zone, ceea ce este foarte în regulă atât pentru noi cât și pentru ei. Interesul nostru este să diversificăm paleta, să testăm cât mai mulți portaltoi pe care sunt produși de stațiuni, nu doar de cei de la Mărăcineni, ci și de la celelalte stațiuni de cercetare din țară, fiindcă ăsta e primul pas pe care trebuie să-l facem pentru modernizare, pentru o colaborare cât mai fructuoasă între zona de cercetare și zona profesională. Și atunci, noi prin pas pe care vom face cu utilizarea portaltoilor produși de dânsi la institut, la stațiune, vrem ca pe viitor să diversificăm, să introducem pe acești portaltoi și soiuri noi, soiuri care poate în mare măsură vor fi soiuri din alte țări. Va mai trece puțin timp până când se vor face teste și pe soiurile din anumite specii la nivel național, să vedem sustenabilitatea și valoarea lor economică, dar consider că este de bun augur și încurajăm și alte pepiniere din țară să facă acest lucru. Știu că pe plan național colaborarea asta între pepiniere și stațiunile de cercetare este la un nivel foarte mic, din diferite cauze pe care n-are rost să le mai aducem în discuție, dar noi încurajăm prin aceste activități și în continuare vom încuraja ca colaborarea asta să fie mai fructuoasă, fiindcă și stațiunile vor avea un alt cadru legislativ pe viitor. Și lucrul acesta ne va permite să fie mult mai flexibile și în partea de colaborare cu zona privată, dar și în administrarea suprafețelor și administrarea activităților pe care le desfășoară. Sperăm și pe viitor să se întâmple la fel. Deocamdată suntem mulțumiți, urmărim rezultatele și sperăm să
și alte pepiniere să ne urmeze, de exemplu. Nu mai avem multe minute, câte o concluzie la final de emisiune din partea fiecărui participant și o să încep cu domnul Achim. Concluzia mea către majoritatea cultivatorilor, exact cum spunea și colegii noștri prin telefon la Varșovia, să achiziționeze material săditor certificat pentru a nu avea probleme pe viitor, indiferent de bolile care apar în culturi, indiferent de soiurile, optați pentru un soi. Este posibil să apară alt soi. Nu zic că nu se fac greșeli și în pepiniere, Doamne ferește, dar puteți trage la răspundere pe baza unor documente. Va fi mult mai ușor de a avea un randament mult mai bun al culturii dacă alegeți un material săditor certificat. Ce să vă zic, așteptați până în primăvară, cei ce n-ați putut să plantați în toamnă. Bun. Domnul Secheli. Concluzia mea ar fi că tot timpul avem de învățat și asta e iarăși o ocazie unde am învățat unele chestii. Deci chiar dacă au subvenții mai bune ca noi și sunt ajutați mai mult ca noi, poate au calitate și cantitate. Deci lucru care la care ne bat deocamdată. Și la calitate și la cantitate. Deci avem de învățat să muncim mai mult și să încercăm să luăm de la fiecare cei mai buni ca să putem și noi produce cel puțin la nivelul lor. Dați-mi voi o secundă, numai o secundă. Ne bat pe ramura de arbuși fructiferi. La cereale mai au de așteptat. Nu. Deci fiecare țară cred că are avantajele și dezavantajele. Stric pe ramura de pom fructiferi. Despre asta vorbesc. Nu știu la cereale și la restul. Eu zic ce am văzut astăzi, deci și cantitativ, și calitativ. Sunt peste noi polonezii. Sunt peste noi la momentul. Trebuie să recunoaștem și e foarte bine că te lovești de oameni de la care ai ce învăța și de asta suntem aici. Sper să ducem ceva acasă bun cu noi și să producem mai mult și mai bine. Sunt convins că așa va fi. Domnul Florea, o concluzie. Da, o concluzie scurtă. Eu îmi doresc ca, am mai spus-o și eu, spus și în continuare, îmi doresc ca pepiniăriștii în sine, fie că sunt de pe o ramură, orice ramură horticolă, trebuie să pun accent pe seriozitate și efectiv trebuie să se informeze din orice sursă găsesc, dacă vor să țină pasul cu cerințele pieței. Fiindcă noi suntem cum suntem, dar consumatorul este în permanență influențat, fie că vorbim de internet sau de orice altă sursă, și atunci dacă noi nu reușim să oferim consumatorului ceea ce își dorește, noi nu vom rezista pe piață. Cam asta e destul de simplu. Bun, mulțumesc pentru prezență. Ce să vă zic, drum bun și să vă întoarceți sănătoși de acolo, din Varșovia, din Polonia. Mulțumesc pentru participare, domnilor, le mulțumesc și telespectatorilor. Mâine seară ne revedem tot aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport, la o nouă ediție.